Au văzut și au fost și reacția ale ambasadelor. Adică nu puteți să negați. Nu neg asta, dar legat și de raportul MCV. Totuși, în guvernarea asta USL, cu Victor Ponta prim-ministru. Ați votat codul penal. PSD a votat modificările la codul penal. Aia a fost ceva foarte urât. Eu am rămas blocat atunci. În ziua aia mi-aduc aminte, eram la minister. Era, asta n-a știut? Nici eu, nici Victor. El era în Africa de Sud, dar... Mă rog, dacă nu credeți, nu întrebați. Nu, vă întreb de dumneavoastră. Vă pot arăta mesajele, ne dădea mesajul în altul. Păi și atunci cine a făcut-o, domnul Dragnea? Nu mai știu și nu mai contează. Da, atunci și-a asumat-o și PNL-ul, pentru că atunci și-a asumat-o și PNL-ul, pentru că atunci se pare că domnul Crin Antonescu a ieșit să spună că totuși e bine să se modifice, după aia a retractat. Aia, într-adevăr, a fost ceva urât. Dar legat de MCV și de guvernarea Victor Ponta, totuși cred că guvernul ăsta, Victor Ponta, sau guvernarea Victor Ponta, a făcut pentru justiție mult mai mult decât a făcut poate orice altă guvernare. Asta este paradoxul și sunt foarte multe atacuri la adresa USL-ului că, vezi, doamne, ar interfera cu justiția. A făcut lucruri bune. Și ultimul raport MCV... Păi, de exemplu, sunt suficiente fonduri alocate pentru justiție. Chiar mai de ună s-au aprobat o suplimentare de posturi la solicitarea Ministrului Justiției, 90 de posturi, care este importante, de grefier, dacă nu greșesc, pentru judecătorii. Și foarte multe lucruri pe care e bine să vi le spună ca Zanciuc atunci când vine.